Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Comana. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a subliniat importanța praznicului pogorârii Sfântului Duh în viața creștinilor. Asupra apostolilor s-a coborât Duhul Sfânt în chip de foc. Mai exact, textul liturgic spune în limbi ca de foc. Duhul Sfânt s-a coborât, așa cum îl vedem și în icoara praznicului împărătesc de astăzi, Duhul Sfânt s-a coborât în limbi ca de foc și stăteau peste capetele apostolilor, al Maicii Domnului, al mironosiților care erau prezente cu apostolii și aceștia vorbeau în limbile străine, am spune noi astăzi, ale naționalităților venite la praznicul de la Ierusalim. De ce Duhul Sfânt se exprimă și se arată mai ales în chip de limbi de foc? Duhul Sfânt este Cel care ține lumea în ansamblul ei. Duhul Sfânt este Cel care dă rațiuni tuturor lucrurilor și tuturor regnurilor, animale, vegetale, să aibă propria rațiune sau existență de a fi. La prasnicul Rusalilor, la Duminica cea Mare a Cincizecimii, am avut bucuria de a ne ruga împreună cu întâi stătătorul eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Ne-am rugat Bunului Dumnezeu ca o picătură din Harul Preasfântului Duh să ne înroureze și nouă tuturor viața și sufletele ca să putem împlini cuvântul Sfântului Apostol Pavel, dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblă. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat slujba vecerniei din Duminica Pogorârii Duhului Sfânt.